Bună dimineața, bun găsit tuturor. Da, toată lumea are emoții. Am vorbit și cu elevii, am vorbit și cu părinții. Sunt destul de îngrijorați de acest examen și emoționați, bineînțeles, pentru că li se pare un examen complicat și e de altfel primul examen prin care acești elevi trec, un examen de o asemenea importanță. Ar mai fi totuși 4 minute din acest moment, timp în care candidații încă mai pot intra în școală, după care la ora 8:30 porțile se închid. Ei urmează să intre în săile de clasă, iar la ora 9, din momentul în care au primit subiectele, au 2 ore la dispoziție pentru a le rezolva. Este proba la limba și literatura română astăzi, miercuri va fi proba la matematică, iar joi va fi proba la limba maternă. Evident, această probă se adresează doar candidaților care sunt în situația de a susține și acest examen. Primele rezultate vor fi afișate pe data de 28 iunie, după care cei nemulțumiți de aceste rezultate pot depune și contestație, evident, iar ulterior rezultatele finale vor fi afișate pe data de 4 iulie. Sunt 161.000 de absolvenți de clasa 8-a care susțin acest examen, dar ar fi trebuit să fie cu 15.000 mai mulți. Iată că 15.000 nu au mai ajuns. Potrivit calculelor, ar fi 1 din 10 absolvenți de clasa 8-a care nu mai elevi de clasa 8-a care nu a ajuns să susțină acest examen. Mulți nu au situația școlară încheiată și asta nu din cauza grevei care a fost, ci din cauza faptului că fie nu au încheiat cu bine acest an și trebuie să-l repete, fie au corigențe la diferite materii. Pe de altă parte, e foarte importantă perioada de după afișarea rezultatelor, pentru că în funcție de rezultat se face acea repartizare computerizată la liceu și ne amintim de anul trecut când calculele tuturor părinților și elevilor au fost date peste cap pentru că mediile au crescut cam cu 10 sutimi față de anul de dinainte, așadar unii nu s-au mai încadrat acolo unde și-au dorit, spre exemplu, la un liceu la care în trecut se intra cu 9.50 ultima medie, anul trecut a fost 9.60 sau chiar 9.70 ultima medie. Așadar, e foarte importantă acea completare a fișelor de opțiuni, trebuie să fie opțiuni realiste, spun toți profesorii, și foarte pe scurt și perioada între 6 și 7 iulie și între 10 și 17 iulie se completează aceste fișe de admitere la liceu împreună cu elevii, cu părinții și cu diriginții. Pe 19 iulie vor fi afișate rezultatele acestor repartizări computerizate, după care iarăși o săptămână foarte importantă, 20-25 iulie, este săptămâna în care fiecare elev care a fost admis la un liceu trebuie să meargă și să-și confirme locul la liceul respectiv, doar așa poate fi considerat admis în unitatea respectivă de învățământ. Urmărim așadar acest examen, îi așteptăm și la ieșire să vedem și care a fost subiectul, să vedem și reacțiile și le ținem pumnii tuturor.